Haideți să stăm ridicați, să deschidem scripturile pentru seara aceasta din cartea Iosua, capitolul 8. O să citim de la versetul 1. Iosua, capitolul 8, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Domnul a zis lui Iosua: Nu te teme și nu te înspăimânta. Ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te, suiete împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Erihonului și împăratului lui. Să păstrați pentru voi numai prada de război și vitele. Pune niște oameni la pândă înainte, înapoi a cetății. Iosua s-a sculat cu toți oamenii de război ca să se suie împotriva cetății Ai. A ales 30.000 de de bărbați viteji pe care i-a pornit noaptea și le-a dat următoarea poruncă. Ascultați! Să vă puneți la pândă înapoi a cetății, să nu vă depărtați mult de cetate și să fiți gata. Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate și când vor ieși înaintea noastră, ca întâiași dată, noi o să o luăm la fugă dinaintea lor. Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice, fug dinaintea noastră ca întâiași dată și vom fugi dinaintea lor. Voi să ieșiți atunci de la pândă și să l puneți mâna pe cetate și Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâinile voastre. După ce veți lua cetatea, să-i puneți foc, să faceți cum a zis Domnul. Aceasta este porunca pe care vă dau. Citești și versete din Proverbe, capitolul 25, versetul 28. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Amin. Să ne așezăm. Confruntarea spirituală nu este opțională. Într-un fel sau într-altul, zilnic, experimentăm, poate uneori fără să ne dăm seama, diferite forme prin care noi suntem angrenați într-o confruntare spirituală. Unii și o asumă, unii o mimează, alții, din păcate, renunță, sunt resemnați și, bazându-se pe experiențele știu, neplăcute din trecut sau poate din prezent, vin cu argumentul: am încercat de atâtea ori, m-am luptat de atâtea ori, mi-am dat toată silința, am crezut la un moment dat că voi putea, dar se pare că nu găsesc resurse nici în mine și nici nu știu unde să apelez astfel încât să pot să fac față provocărilor spirituale, bătăliilor spirituale în care sunt atras zilnic. Confruntarea spirituală nu trebuie să fie nici triumfalistă. Și am întâlnit oameni care, știu eu, fie că vorbim de confruntare ca ispită, știu eu, ca bătălie, atac spiritual, și alte circumstanțe prin care diavolul vrea să ne afecteze, vrea să ne atingă. Unii vin cu o atitudine de asta, așa triumfalistă, zeflemistă. Mă duc aminte când eram tânăr, era o cântare, așa, luam peste picior bătălia spirituală, nu rupe scara lui Satana, nu rupe fuștelul. Nu merge cu asta. O atitudine banală nu rezolvă problema spirituală în viața noastră. Este o extremă, atitudinea aceasta triumfalistă. Noi nu trebuie nici să alunecăm în extrema cealaltă și să avem o atitudine timidă. Cât de tare e diavolul, cât de mare, cât, cât de vechi, cât de bătrâni, câtă experiență are. Noi, vai de noi, nu avem resurse, nu știm uh, nici extrema cealaltă. Timiditatea excesivă nu e bună și nu funcționează de fapt. Noi trebuie în războiul spiritual, repet, în care suntem angrenați. Problema nu este dacă suntem într-o confruntare spirituală, ci când trecem prin confruntări spirituale și acestea sunt zilnice, mai mari sau mai mici în viața noastră, trebuie să avem o privire realistă. Privirea aceasta realistă aduce două perspective pe care noi trebuie să ne zidim luptă, strategia în lupta noastră spirituală. Prima, să știm cine suntem noi. Și doi, să știm cine este Dumnezeu. S-a vorbit din Salmul 29, și în ultima intervenție, s-a vorbit despre măreția, slava, cinstea pe care o merită Dumnezeu. Dar noi nu știm câtă slavă trebuie să-i dăm dacă nu știm cine și cât și cum este acest Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cu cât relația, părtășia, viața noastră spirituală este mai aproape de Dumnezeu, cu atât ne putem baza mai mult pe cine este Dumnezeu în aceste confruntări spirituale. Deci, realism înseamnă să știm cine și cât este Dumnezeu. Mare este Dumnezeul nostru, spune Scriptura. Plin de putere, plin de glorie. Aproape de noi este Dumnezeu. Unii îl văd doar departe. O, oh, Dumnezeu care ne-a părăsit, Dumnezeu care a uitat de noi. Nu, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu umblă cu noi, este prezent cu noi, zilnic și atunci când nu știm. Și ne întrebăm, Doamne, unde ești tu acum? Dacă am ști noi cât de aproape e de noi. Deci, o atitudine realistă să știm cine și cât este Dumnezeu, dar o atitudine realistă înseamnă să ne cunoaștem și pe noi și cât suntem noi. Întotdeauna o atitudine smerită va aduce un avantaj în raportul nostru cu Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu va privi cu plăcere să știm și să nu ne umflăm așa, o, ce experiență avem. am întâlnit oameni care, câte experiență avem noi cu Dumnezeu, ce rău, nici nu, da, nu are nicio șansă la noi. Ca nimic s-au dus. Ca nimic ne ducem și cădem în momentul în care credem mai mult despre noi decât este cazul să credem. În 1 Corinteni 10 cu 12 este atât de clar. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Iar Iacov 4, 6 la 7 spune, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Și atunci, celor smeriți, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, cunoașteți-l cu alte cuvinte, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Care este soluția în această confruntare spirituală? Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne prezintă da, un prim teren, un, un prim țăruș de care să ne legăm tare atunci când suntem într-o confruntare spirituală. 1 Corinteni 10, 13. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu vă îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu Ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. În acest verset găsim două soluții, două resurse extraordinare spirituale de care noi trebuie să ținem cont, de care noi trebuie să ne agățăm. Prima este trupul frânt pe cruce a Domnului Isus Hristos. Adică însuși Hristos Domnul, prin jertfa sa, a adus soluție pentru problema aceasta a confruntării. Iar a doua este trupul născut pe cruce, care este biserica. De aceea, în lupta spirituală, noi trebuie să ne bazăm pe două resurse spirituale mari. Și anume, pe Hristos jertfit pentru slăbiciunile noastre și pe trupul născut pe cruce, care este biserica. De aceea nu putem face față în războiul spiritual când ne rupem, când ne sfâșiem de biserică. Biserica este esențială, fundamentală pentru viața noastră spirituală. Triunfalismul acesta, domnule, nu-i biserica bună, nu-s nu, -s, nu, nu -s destul de bun pentru mine, um și migrația asta așa de la biserica biserică până găsesc o biserică perfectă. Mă zis cineva, biserica asta nu e perfectă, mă duc să o caut pe cea perfectă. Am spus, în momentul în care ajungi nu e perfectă nici aia. Uh, pentru că, dragii mei, uh, nu adunarea noastră e perfectă, ci faptul că Hristos este capul bisericii o face puternică, lăuda să fie Domnul. Deci avem resurse spirituale în lupta spirituală, atâta timp cât stăm, suntem parte a trupului Isus Hristos. Dar aș vrea în, în această seară doar în câteva minute, minutele care urmează, să aduc acest mesaj inspirat din pasajul pe care l-am citit, care l-am pus sub un titlu simplu, transformați înfrângerile în biruință. Transformați înfrângerile în biruință. Vedeți, deseori, după biruințe, după vremuri de prosperitate spirituală, după vremuri de trezire în care spunem, nu mai coborând de pe munte, parcă e Domnul aici cu noi, dacă întind mâna, am impresia că pun mâna pe El. După asemenea vremuri, dintr-o dată se schimbă totul și experimentăm vremuri de uscăciune, de deznădejde, de cădere și nu mai știm ce se întâmplă. Zicem, domnule, din starea aia am crezut că nu mai cobor niciodată. E aproape acolo cu Dumnezeu. Nici să mă culc, nu vreau. Că vreau să gust fiecare clipă cu Dumnezeu. Și trec câteva zile, săptămâni. Nu te mai poți ruga, nu mai poți citi Scriptura. Că e târăști să mai vii la biserică. Nu mai poți face binele. Și încep, începi încet, încet să simți lucruri pe care altădată nici nu le-ai fi luat în, în, calcul să le faci, să le spui. Atitudini, morocănoși, ură, invidie, bârfă, lucruri care se cuibăresc și sparte a unui plan în lupta spirituală în care diavolul vrea să ne tragă. De ce se întâmplă asta? De ce viața noastră nu este o continuă dreaptă în sus? Și uneori Simțim că ne tăvălim, ne trage, tragem de noi, pentru că după vremuri de binevințe și prosperitate vin uneori momente în, uh, și confruntări, une, uneori provocări mărunte. Repet, provocări mărunte la care nu mai putem face față. De ce spun lucrul acesta? Când Domnul a, zis lui Iosua, trece Iordanul și ia țara în stăpânire, Canaan. Prima cetate pe care au întâlnit-o a fost Ierihonul. Ierihonu, o cetate mare, întărită, imposibil de cucerit. Domnul dă Ierihonul, aduce o biruință extraordinară în viața lui Iosua, în viața poporului. Cred că în mintea lor a fost, păi dacă a căzut Ierihonul de aici încolo, toate sunt nimic. Țarea noastră, am biruit, biruința cea mai mare, de aici încolo, chestii mărunte, nu mai înseamnă nimic în viața noastră. Și biruința mare îi demotivează. Îi demotivează și aduce un mare pericol în viața lor. Și anume, să nu mai fie focalizați și să creadă cumva că sunt mai puternici decât erau. Înțelegeți Deci ce am spus că în, în războiul spiritual trebuie să avem o privire realistă asupra noastră, să ne cunoaștem cât suntem și să știm cine ne-a dat biruințele trecute și să nu ne le asumăm noi. Și după irihon, vine o cetate, ai, în traducere înseamnă o grămadă de dărâmături. Asta se traduce. O cetate mică și uitați prima greșeală. O analizează și zice așa. Nu-i cazul să ne ducem toți. E suficient dacă merg o mână de oameni și cetate. S-au demotivat, au crezut că sunt mai tare decât erau de fapt, au uitat cine dă biruința și s-au dus la un război mic cu forțele lor și cu o inimă împărțită. Și îl vedem la finalul capitolului 7, îl vedem pe Iosua, după ce ia ierihonul, cetatea întărită, îl vedem cu fața la pământ plângând. Oare de ce uneori, după biruințe mari, ne găsesc zile în care suntem cu fața la pământ plângând, nu în fața unui alt ierihon? În fața unui ai nesemnificativ, pe care nu l-am băgat în seamă, la care nu ne-am gândit. Despre, de exemplu, acele păcate respectabile, zicem noi, păcatele pentru care nu punem niciodată pe nimeni sub disciplină. Zic eu așa. Păcatele pe care toată lumea le face, care sunt deja normale, cu care ne-am obișnuit... Aproape le-am domesticit, așa cum s-au domesticit animalele sălbatice și au devenit din cur parte din curtea noastră. Așa au devenit și am adoptat niște lucruri care ne usucă. Ne usucă spiritual. Și ne întrebăm după aia unde e putere, de ce nu -i... se întâmplă lucruri și uităm că sunt lucruri mărunte care au spart burduful. Și curge puterea lui Dumnezeu pe acolo. Păcate mici cu care ne obișnuim, lucruri mărunte care încep să ne pară normale, și cădem, și după mari biruințe, ne găsim cu fața la pământ ca Iosua. Apoi, un alt adevăr este. De ce trebuie să stea o națiune întreagă, am spune noi o biserică întreagă, dacă greșește cineva din biserică? Păi păcatul individual, ce treabă are să sufere toată biserica, să, să se scuture toată biserica, să se târască toată biserica din cauza păcatului cuiva din trup? Dragii mei, este un principiu spiritual care se pomenește puțin, despre care se vorbește puțin. Și ne-am spune, o, oh, un principiu vechi testamentar, nici vorbă. Este un principiu la fel de valabil în Noul Testament ca și în Vechiul Testament. Și am spune, sigur că au căzut în fața cetății Ai, că a fost Acan. Că din cauza lui Acan, Domnul a dat judecată peste națiune. Și ne întrebăm, păi a fost nedrept, de ce să plătească alții păcatul cuiva? Dragii mei, Același principiu îl găsim, de fapt, în 1 Corinteni, în capitolul 5. Când Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune așa, Între voi este un păcat. Nici între păgâni da? nu este acceptat un asemenea păcat. Și am spune noi, bun, rezolvă problema aia a păcatului și gata. Dar Apostolul Pavel aduce un principiu spiritual, repet, pe care luăm puțin în seamă și anume, păcatele individuale au și efecte colective. Pentru că Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vine și spune nu știți că puțin a luat, adică păcatul unuia dospește toată plămădeala. Toată plămâdeala. De aceea noi nu avem voie să fim ignoranți cu privire la viața spirituală. De aceea vine principiul uh, dării de socoteală. A atenției pe care trebuie să o avem unii față de alții din punct de vedere spiritual. Fraților, hai să dăm socoteală de viața noastră. Hai să avem părtășia, să avem relații. Oh, fiecare cu viața lui. Vă spun sincer, atât mi-a fost de drag la începutul uh, programului, să zic program, la începutul timpului de închinare, să văd așa 15-20 de minute cât de greu v-au oprit uh, păstorii să vorbiți între dumneavoastră. Uh, țineți minte ce vă spun acum. Ăsta e semn de sănătate spirituală. Cât vai de biserica unde frații nu vorbesc, vai de biserica care se golește în două minute după ce se termină programul. Acolo e o problemă foarte serioasă. Uh, m-am bucurat să vă văd vorbind. Uh, am înțeles că există relație în trup și relația se cântărește și în comunicare. Uh, frații mei, vorbiți, e fain. Nu știu neapărat ce ați vorbit între dumneavoastră. Duceți lucrurile mai profund din punctul acesta de vedere. Și dacă vorbiți, dacă comunicați, Vorbiți, dați socoteală, împărtășiți lucrurile unde aveți nevoie de ajutor, de sprijin, astfel încât trupul să crească și să ne protejăm, pentru că, nu uitați, păcatul unuia afectează trupul. În leadership se vorbește despre legea mărului stricat. Legea mărului stricat zice așa. Dacă pui într-o ladă cu mere, sănătoase, un măr beteag, putred, până dimineață, mărul ăla putred, da? merele sănătoase îl vindecă pe ăla putred. Ha? Ar fi bine. Apostol Pavel vine și spune, puțin a luat dospește toată plămâdeala. Și atunci au o decizie greu de înțeles pentru noi, pentru biserică, unde se predică mult despre dragoste și Dumnezeu. Este dragoste și în biserică trebuie să fie dragoste și în biserică trebuie să încapă toți și ușa trebuie să fie deschisă pentru toți. Dar trebuie să fie deschisă pentru toți să se schimbe. Nu să rămânem așa. Că așa înțelegem noi biserica, toată lumea, e binevenită, e binevenită toată lumea. Dar nu ca să le spun că bine așa cum sunt. Pentru că cine a venit la Hristos a venit cum a fost, dar a plecat altfel. Asta e biserica. Și Apostolul Pavel s-a gândit și trei motive, pentru trei motive, a trebuit să rezolve problema unui păcat din comunitate. Primul motiv, pentru că decizia lui a fost una radicală și scrie în scrisoare, în, în capitolul 5, spune așa, voi v-ați fălit dar eu am fost în același duh cu voi. Și le spune așa, de dragul lui Hristos, dați-l afară pe omul ăla. Când citești așa, dă-l afară, mai mult vine și folosești o expresie foarte dură. Dă-l pe mâna satanei, zice. Pe când am citit, dă-l pe mâna satanei, am zis, Doamne, dar cum să-l blastă, Dă-l pe mâna satanei, trimiți-l în iad. La o primă citire asta înțelegem. L-o trimis în iad, dă-l pe mâna satan. Nu. No. Dragii mei, cea mai mare dragoste care putea să fie arătată pentru omul ăla care era în păcat, dar care credea că e bine. Știți de ce credea că e bine? Pentru că biserica nu lua atitudine față de el. O lăsau la cină, lăsau să cânte, lăsau pe aici, era la ordine, era... era cu ei. Și trăia într-un păcat groasnic. Și nimeni nu lua nicio atitudine. Și biserica muria, se usca, pentru că tu era păcat în, jur, în mijlocul ei. Și atunci Apostolul Pavel spune așa: Dacă vreți să-l salvați pe omul ăsta, are o singură variantă. Și anume, să-l conștientizați unde e starea lui de fapt, cum este el de fapt, unde e locul lui de fapt. Că atâta timp cât lăsați să se mintă singur că e parte din biserică, ăsta nu se pocăiește niciodată. Deci, ia din biserică și pune-l acolo unde e locul lui. Unde el de fapt există spiritual. Unde e asta? În afara zonei spirituale a bisericii. Nu fizic. Nu-l dai afară de aici, din adunare, dar să nu confundăm adunarea cu biserica. Că nu toată adunarea e biserică. Așa ar trebui și așa ar fi bine. Dar Pavel spune și spune așa, dacă vrei să fie parte și a bisericii, atunci tai de la cină. Nu poate să aibă părtășie cu Hristos un asemenea om și nu poate să aibă părtășie cu trupul un asemenea om. Dă-l pe mâna satanei, adică în spațiu unde domină satan. Care e ăla? În afara bisericii. Deci transmite că el nu-i parte cu voi. În momentul în care tu de fapt îl conștientizezi că ăsta să minte singur, Poate că se va trezi și va spune, vai de mine, am nevoie de pocăință atunci. Că altfel nu se trezește. Și se pare că Duhul lui Dumnezeu a avut har și Hristos a avut har de asemenea, de un asemenea om cu asemenea păcate. Pentru că în 2 Corinteni scrie Pavel, păi dacă voi l-ați iertat, cum să nu-l iert și eu? Dar cum și-a exprimat dragoste? O dragoste dură. Dar singura dragoste care a lucrat pentru un asemenea om, și anume, pune, așează-l în spațiu spiritual din afara bisericii, unde el de fapt este, ca să vadă biserica din afară, să zică, nu, eu vreau în biserică. Păi în biserică vei prin pocăință. Și atunci se va schimba el. Deci, de dragul lui, de la afară, de dragul lui Hristos și de dragul bisericii. De ce? Pentru că toată biserica este afectată de păcatul individual. Am stat cam mult la chestiunea asta pentru că oamenii aceștia despre care am citit că au căzut în fața cetății AI, au căzut din cauza unei persoane, Acan, care poate să afecteze o întreagă comunitate. Dar, haideți să revenim pentru că am zis că vorbesc puțin despre cum să transformăm înfrângerile în biruințe că ăsta e mesajul, nu? s a învățat un lucru pe care vreau să-l punem adânc în inimă în seara aceasta. Dacă vreau să rețineți un lucru din tot mesajul din seara aceasta, este ceea ce voi spune acum și anume, că Iosua și-a zidit biruințele viitoare pe greșelile trecutului. Iosua și-a zidit biruințele viitoare pe eșecurile trecute. Nu s-a resemnat nu s-a văietat, vai de mine, nu mai putem să ne ridicăm, am căzut în fața cetății ai. S-a uitat, s-a oprit, a cerut ajutor de la Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat calea să-și transforme biruințele trecu uh, eșecurile trecute înspre biruințe viitoare. Eșecuri mărunte. Ai o cetate neînsemnată, o vorbă. O atitudine, un cuvânt, o faptă măruntă, o lene, o delăsare. Nu știu care-i ai tău. Tu știi mai bine. Tu ți-aduci aminte doar de Ierihon, de unde te-a scos Domnul, de unde te-a transformat. Ai zis, cetatea asta nu mai poate, zidurile astea nimeni nu le mai poate dărâma. Și așa este, numai Dumnezeu ne-a transformat, numai Dumnezeu a schimbat toată ființa noastră. Și acum cădem în fața unor cetăți mărunte? Nu facem față la lucruri mărunte? Cum să transformăm înfrângerea acestea care ne usucă? Viața spirituală, ne simțim fără vlagă, fără putere, târâm de noi. Cum? Primul lucru, amintește de promisiunile lui Dumnezeu. amintește de promisiunile lui Dumnezeu. Numer 23 cu 19. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un omului ca să-i pară rău. Ce-a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Nu uitați, Dumnezeu are promisiuni valabile pentru tine. Dumnezeu are promisiuni valabile pentru tine. Nu așa, promisiuni pentru noi, pentru oameni, nu, nu, pentru tine. Când ești la pământ, ai nevoie de încurajare. Cine aduce încurajării? M-am gândit la biserici. Oare unde sunt oamenii din biserică care încurajează? Plinez bisericile de oameni care se experți să lovească. Odată mi-a spus un frate că el are darul să-i cioprească pe alții. Am zis, pentru darul ăsta trebuie să te de liberare. Um, Știți ce înseamnă a încuraja? A încuraja înseamnă esența, sensul primar, rădăcina cuvântului a încuraja. Înseamnă să te așezi lângă cineva, să-l sprijini, să, sprijin, să lasă să se sprijine pe tine și nu numai să lasă să se sprijine pe tine, să te duci, să călătorești alături de cineva care se sprijină pe tine. Dacă este nevoie astăzi de ceva în biserică, este nevoie de oameni care să-i lase pe alții să se sprijine pe ei. Ăștia sunt oameni care nu neapărat ies așa în evidență, nu și de ăștia care rub microfoanele poate pe la Poate sunt oameni discreți, oamenii surprizelor judecății finale, când vom spune, la ăsta cu nuni? La ăsta cu nuni? Ce a făcut ăsta? Și puțini o să știe că au fost oameni care i-a căutat pe cei căzuți în fața cetății ai. Când Iosu ai cu fața la pământ, să vină cineva să ridice de acolo. Că toți ajungem cu fața la pământ. Oricât de grozav ne-am crede. Avem nevoie de oameni care să încurajeze. Că experți în lovituri sunt cu grămada. Și iertați-mă acum, avem și noi români așa un specific ciudat. Experți în a lovi, experți în a căuta nod în papură, experți în a găsi întotdeauna umbra aia din viața altora. Dar lumina niciodată nu vedem. Doamne, vindecă-ne tu! Domnul are promisiuni. Nu uitați! Transformă înfrângerea în biruință, înțelegând că Domnul are promisiuni. Ai nevoie de iertare! Domnul ne dă iertare, ai, ne nevoi materiale, Domnul dă nevoie ma nevoi materiale, Filipeni 4,19. cu 19, zdrobit, ești obosit, Matei 11,28. ai nevoie de mântuire, Isaia 45, ai nevoie de, de o încurajare că vei fi răsplătit pentru efortul tău, Iacov 1,12. cu 12, ai nevoie de pace, ești tulburat, Ioan 16,33. și multe, și multe, și multe promisiuni valabile pentru noi, întindeți mâna și luați-le! Luați-le! Domnul le-a dat. Sunt ale noastre, lăuda să fie Domnul. Dar Domnul are și un plan pentru noi și îi spune lui Iosua când este cu fața la pământ în fața cetății ai, Iosua, adu-ți aminte că ți-am promis ceva, îți dau țara. Tu acum cu fața la pământ nu mai vezi țara, vezi sărâna Ierihonul e o biruință pe care deja i-a uitat-o, a fost mare, dar ai uitat-o că acum ești la pământ. Dar Iosua, îți dau țara, Iosua, țara este a ta, veșnicia este a ta, împărăția este a ta, suntem copii ai lui Dumnezeu, cum s-a spus, putem să slăvim pe Dumnezeu. Oare știm cine suntem? Dumnezeu ne dă țara, Dumnezeu ne dă veșnicia. Este promisiunea Lui. Cum, Doamne, căscu fața la pământ? Și el vine și spune așa, nu numai că am un plan pentru voi să fiți cu mine pentru totdeauna. Dumnezeu însuși lucrează pentru planul lui. Eu nu a zis, bă, ăsta e planul, descurcați-vă. Mergeți în cer. Știți ce face Dumnezeu? El călătorește alături de noi spre cer, pentru că Dumnezeu lucrează. Eu îți voi da țara. Nu ei tu, Iosua. Eu îți dau țara pentru că Dumnezeu lucrează pentru planul Lui. Nu te mai încrede în tine, nu te uita la slăbiciunile tale, cum te cunoști, numai Dumnezeu te știe mai bine. Sunt lucruri pe care numai tu și Dumnezeu le știi din viața ta. Așa este. Dar te rog, ascultă ce spun acum. Ascultă-L pe Duhul lui Dumnezeu care îți vorbește acum. Dumnezeu lucrează pentru planul pe care îl are pentru tine. Lăuda să fie Domnul. Deci primul lucru, dacă vrei să transformi un frângere în biruință, amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Al doilea lucru, renunță la greșelile trecutului. Este o vorbă, un dicton chiar în leadership, se spune, nu poți uh, să faci aceleași lucruri și să aștepți rezultate diferite. Asta e definiția nebunului. Să faci aceleași lucruri, să aștepți rezultate diferite. Cum mai spune altcineva, zice, e ca și cum călărești un cal mort, nu te duce nicăieri. Poți să stai pe el cât vrei. Adică renunță la greșelile trecutului. Ce îi spune în versetul 1? Exact ce a greșit Iosua. Știi ce a greșit Iosua? A zis, ai, nu merităm, o mână de oameni. Așa ia un, ia un pluton, da? Pentru ăștia care au făcut armata, nu? Ia un pluton, nu duce tot batalionul. Știți ce înseamnă asta? O primă greșeală pe care Domnul vrea să o corecteze este următoarea îi zice Iosua, auziți bine, ia cu tine pe toți oamenii. Nu te arunca în luptă cu o parte. Nu poți să biruiești cu o inimă împărțită. Nu poți să biruiești cu o minte împărțită, cu o viață împărțită unul împărat 15 cu 3 spune așa „Abia s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse, le făcuse tatăl său înaintea lui și inima lui n-a fost întreagă a Domnului o inimă înjumătățită înseamnă o inclinație spre ce este lumesc o inimă împărțită înseamnă o ușă deschisă pentru diavol o inimă împărțită va atrage mânia lui Dumnezeu este o inimă vulnerabilă este o ușă deschisă pentru cel rău să lucreze în viața ta și a celor din jurul tău Întrebarea mea este, și știu că sună așa puțin abstract și prea religios, pentru că spunem, noi avem formulele noastre, dar care trec pe lângă noi, nu nu, nu, nu înțelegem prea multe lucruri. Vreau să vă întreb foarte simplu, dar coborâți în adâncul inimii pentru întrebarea aceasta. Ai inima cu totul dată Domnului? Proverbe 4.23 Păzește-ți inima mai mult decât Orice. Căci din ea ies izvoarele vieții. Și Scriptura nu vorbește de miocard, nu vorbește de mușchiul ăsta, ci Scriptura vorbește despre tot ce înseamnă viață, când vorbește despre inimă. Gândire, sentimente, voință, decizii, simțuri, tot, personalitate, tot ce suntem noi înseamnă viață, inimă dacă nu ești cu totul. Adică când te trezești dimineața să spui prima întrebare, Doamne, de ce îmi dai în De ce suntem aici în seara asta? Ce căutăm pe aici? Sami, ce, ce treabă avem pe aici în seara asta? Putem să fim la priveghiul nostru în seara asta, nu? De ce ne-a dus Domnul la închinare? Înseamnă că are ceva o inimă întreagă înseamnă să-l întrebăm pe Domnul: Doamne, mi-ai dat ziua asta. De ce? Dacă vrei să te glorific, te glorific pe tine cu toată inima. Dacă vrei să lucrezi, să zidezi pe cineva, să ridic pe cineva, caut, asta fac. Dacă vrei să evanghelizezi, să aduc vestea ta la urechile cuiva, asta voi face. Dar vreau să știu de ce mi-ai dat ziua asta. Altfel, n-are rost să mă dau jos din pat. Să trăim înaintea lui Dumnezeu ca și cum astăzi este ultima zi. Pentru că, apropo, odată va fi. Noi credem că e valabil asta, mai ales în dreptul altora. Câți oameni care au plecat astăzi s-au gândit azi dimineață că va fi ultima zi? Poate câțiva care au știut, bă, mai am câteva ore. Dar câți din câți au plecat astăzi? Apropo, eu vorbesc acum de vreo cât? De, de 25 de minute, da? Gândiți-vă că în fiecare secundă pleacă de pe pământ doi oameni. Într-un minut pleacă 120 de oameni. 120 ori 25, cine zice repede? Hai, că mi-am luat bacul de mult. de când predic eu, au plecat peste 3.000 de oameni de pe pământ, da? Câți dintre ăștia s-au gândit că astăzi va fi o zi mai scurtă și va fi ultima? Nu-i bine să trăim cu toată inima pentru Dumnezeu, dragilor. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Deci, dacă vrei să transformi înfrângerea în biruință, renunță la greșelile trecutului, trăiește cu inima, sfințește-ți viața, curăță-ți viața, trăiește pentru Dumnezeu, gândul tău să fie conectat la gândul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să controleze întreaga inima ta. Al treilea lucru, deci primul, amintește ți promisiunile lui Dumnezeu. Doi, renunță la greșelile trecutului. Trei, câștigă bătălia în locul în care ai pierdut-o. Repet, bătălia trebuie câștigată în locul unde ai pierdut-o. Uh, vă imaginați un zacheu care atunci când a trecut Domnul pe sub uh, pomul ăla, ce fi fost la noi în Biblie, îi zice Dud, să se fi dat jos zacheu să zică, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai adus, mi adus mântuirea și să meargă acasă. Să zică, nevastă, Domnul mi a dat mântuirea, suntem și bogați, ai văzut cum ne-o binecuvântat Domnul? Suntem și binecuvântați și cu mântuire. Știți ce zice eu? Doamne, eu am niște bătălii pierdute și eu nu le pot câștiga decât unde? Acolo unde le-am pierdut. Am năpostit, dau înapoi. N-am fost cinstit, corectez. Așa m-am săturat de pocăință de astea, de a ridicatul mâinilor, pocăință de impresionat fără transformat. E bine să ne predăm, e bine să ridicăm, e bine să ne rugăm. Dar dacă este doar un act care nu schimbă viața, e degeaba. Pocăința nu se face doar sub imperiul unor emoții, că a fost un cuvânt, că a fost o chemare, că a fost o cercetare. Pornește de acolo, atenție, pornește de acolo, dar apoi aduce transformare. Unde are loc transformarea? Unde mi-am pierdut bătăliile. De aceea, noi trebuie să ne ducem înapoi acolo unde am pierdut. Na, partea asta e cea mai dureroasă dacă vrem să transformăm în frângele în biruință, pentru că vă dau doar două, trei exemple să vedeți cât de greu e. Ai vorbit pe cineva de rău? Nu știu ce e iertare numai Domnului. Oare de ce ni se pare atât de banal să ne cerem iertare de la Domnul, dar e atât de greu să ne cerem iertare de la oameni? E mai mic Domnul ca oamenii? La Domnul merge. doamne Doamne iartă-mă că l-am vorbit pe la de rău. Dar să mă duc la Nicu că l-am vorbit de rău. Și îmi rup cap, nu mă, nu pot, nu mă duc. Dar Domnul nu mergem, așa, înaintea Domnul nu mergem. Nu avem probleme cu Domnul. Știți de ce? Pentru că, cum spunea, îl vedem mic. Îl vedem mic pe Dumnezeu. A, oh, putem înaintea Lui să ducem orice. Ascultați-mă, dacă nu ne este mai mult, mai mare rușine să mergem înaintea lui Dumnezeu decât înaintea oamenilor, avem o părere, avem o impresie greșită despre Dumnezeu. O concepție greșită despre Dumnezeu. Un Dumnezeu ca și el ai prea mic. De aceea noi trebuie să mergem și să reparăm, să câștigăm bătăliile unde le-am pierdut. Ai bărfit acolo dute ai luat pe nedrept, acolo dute, ai înșelat, acolo dute, Pentru că nu poți ajunge în Canaan cu un ai în picioare. Nu poți. Nu poți să treci mai departe și să rămână cetatea ai. Mică, mică, nebăgat în seamă, dar în picioare. Trebuie arță! Ardio! Așa a spus cuvântul lui Dumnezeu. Ardio! pentru că nu ajungi în Canaan. Doamne, pentru un ai. Pentru un ai. În final, al patrulea lucru, și apoi vreau să ne rugăm. Lasă-l pe Dumnezeu să lupte. Lasă-l pe Dumnezeu să lupte. Am întâlnit nu doar tineri. Noi ne place să ne spălăm așa pe mâini că doar tinerii au probleme. Am întâlnit oameni adulți, familiști, care mi-au spus și mi-au mărturisit, frate, mă lupt de atâta timp cu o problemă. Mă pocăiesc, regret, mă pocăiesc, găsesc iertare, mă duc un timp, iar cad, iară regret, iar mă pocăiesc, iar găsesc iertare, iar mă duc un timp, iar cad. Zice, nu mai știu ce să fac. Sunt la un pas de depresie. Vreau, îmi dau silințele și experimentez din nou și din nou Aceleași lucruri. Când mergem la război, doar cu puterea noastră, ne ține o vreme. Înțelegeți de ce rugăciunea Bisericii trebuie să fie permanent, Doamne, umple-ne cu Duhul tău cel Sfânt? Doamne, vrem să fim plini de Duhul tău cel Sfânt? Că fără Duhul tău cel Sfânt, cădem! Nu putem! Numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă minunea Biruinței. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să ne scape. Numai Duhul Dumnezeu poate să ne țină. Numai El. Pentru că trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lupte. Versetul 27 și 28 spune: Și după ce cade ai, ia de acolo pradă. Adică transformă blestemul cetății ai în binecuvântarea de la ai. Cum? Când diavolul vine și șoptește, bărfește, tu să binecuvintezi. Când îți vine ce rău și spune, înșeală ea, toți o fac. Tu să dai, să faci invers, să faci după inima lui Dumnezeu nu după șoaptea diavolului. Și atunci să vezi cum exact ispita devine prilej ca tu să-l binecuvintezi, să te comporți altfel, cum vrea Dumnezeu. Să fie fiecare ispită o provocare să faci binele. Și să transform astfel tot blestemul din cetatea ai în binecuvântarea biruințelor cu Dumnezeu. Transformă înfrângerea în biruința. Dumnezeu are promisiuni pentru tine. Este primul lucru. Renunță la greșelile trecutului. Câștigă bătălia acolo unde ai pierdut-o și lasă-L pe Dumnezeu să lupte pentru tine. Haideți să stăm ridicați. Nu știu care este aiul tău, cum nu știu care este acanul din viața ta. Nu știu cât timp a trecut de când a căzut erihonul în viața ta și ai crezut că biruința aia e suficientă pentru tot restul vieții. Nu știu nici gândurile cu care ai venit aici nu știu ce te zdrobește și te pune cu fața la pământ, cum nu știu ce ai în inima ta, dar știu un lucru. Hristos Domnul prin Duhul Sfânt e aici și El cunoaște totul. Unde mă voi duce departe de fața ta, de departe de ochiul tău? Unde mă voi ascunde? Doamne, nici nu vreau să mă ascund, că Tu mă cunoști. Tu știi și biruințele? Tu știi și când a căzut Ierihonul? Uh, Dar tu știi și aiul din viața mea. Doamne, fără tine nu pot să mă duc mai departe. Mă simt uscat, lovit, căzut. Am fost neatent. Am crezut prea mult despre mine și uneori m-am dus cu o atitudine triumfalistă, că cine s eu cu experiențele mele spirituale? Și m-am împiedicat unde n-am crezut vreodată. Poate am oscilat și am crezut că mă pot baza pe puterile mele și iar am căzut, și iar m-am ridicat, și iar am căzut și în momentul ăsta nu mai cred că mă voi mai ridica vreodată. În numele lui Iisus Hristos să spun, ba da, te poți ridica! Pentru că Iisus Hristos, prin sângele Lui, a biruit pe cerul lăudat să fie Domnul. Și Duhul lui Dumnezeu este aici să ne atingă inimile, să ne încurajeze să spun așa, Dumnezeu are o promisiune pentru tine. Întinde mâna în această rugăciune și ia-o. Întinde mâna în această rugăciune și ia-o. Intrăm împreună în rugăciune. Aleluia!